Idioților! Dacă întârzi la nunta lui sora mea, vă calc în picioare. Fra naiba burlane, numai din cauza ta mi-am distrus eu bunătate de manicură. Da, domn general. Da, Marieto. Ia zi, a venit mirele să te ia? Nu mai plânge, dragă, că nu înțeleg nimic din ce spui. Toată lumea are emoții, nu numai tu. A venit? Cum a fugit? Unde a fugit? Marieto, să stai liniștit acolo, te rog frumos, că rezolv eu cumva. Îmbracă-te imediat că ești ginere. Ce ginere? Sensor cu sormea. Uite, el este mirele. Îți place? Wow, poți să-l pup? Normal, păpușă. Of, și era cât paci să fie a mea. Bine că n-a fost a mea. Ce ai făcut, Marieto? Domnul comandant, îmi pare rău. Am văzut de curând Godzilla și m-am... Gura! Am înțeles să trăiesc. Noroc cu Mărlanu. Împrumută și mie, te rog, gradele tale. Ale mele? Exact. De astăzi înainte, ești din nou caporal. Cei care se sperie de Godzilla n-au voie să fie sergenți. Nu faci nimic! Felicitări, domnul Mărlanu. Bine ai venit din nou prin rândurile sergenților. Vă mulțumesc, șeful! Bă, cura, mă, mai trebuiați cu comentariile, că e vizionarea și nu-i cinematograf. Chiar așa, șeful, noi de ce n-avem veste din astea antilaser? Băi, Gogoașe, pentru că... Băi, pupăză, cine-i șeful acei? Aud? Dumneavoastră, străiți. Bă, și atunci și te faci tu, mă, discuție. Mă scuzați. Îți dau una de spagii limitii între calorifer, mă, auzi? Nu. Băi, consultă și tu neuronul ăla singuratic și întreabă-l. Ce diferență e între un caporal amărât și un dita mai sergentul? Zic o voașă, repet întrebarea, că n-am fost atent. Dar vă întrebam... Dar noi vă rog frumos să mai taceți din gură. Dar ce n-ai pe acest suntem la cinematograf, șeful? Uite un soldat, un militar care a înțeles, bă, ce înseamnă ordinea și... Și dacă nu dai tu, mami, ordine să taci eu din gură, că te crăp cu bătaia. Vă rog să mă scuzați, șef. Tot sergent, l-am conjurat. Ia uite, l-am conjurat. Dă-i cardește-l, mă, dă-i cu un iocotococaie de la cum te-am văzut. Nu cu dreapta, cu stânga. Yeah. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Întrerupem serialul Pokémon pentru o știre de ultimă oră. Conform informațiilor parvenite de la biroul de presă al Casei Albe, se pare că personajul Saddam Hussein capturat de armata americană nu este mult căutatul dictator, ci doar o sosie de-a sa. Sosie! A prins-o pe nevastă sa! Aceasta este concluzia provizorie la care au ajuns specialiștii geneticieni care l-au reexaminat pe dictator. Dacă aceste informații se verifică, administrația americană își va relua cercetările pentru căutarea dictatorului, iar recompensa pusă pe capul acestuia se va ridica la suma de 3 milioane de dolari. Wow! Trimisul nostru special la Washington ne va ține la curent cu ultimile informații apărute pe parcursul acestei zile. Vă mulțumim! Wow! Hai să-mi bag elemenții la gheață! Mă, mă, știți, mă, cât înseamnă... Mă, voi știți, mă, cât înseamnă... Mă, voi știți cât înseamnă 3 milioane de dolari în lei? Nu! Nicio! Băi, ați auzit? Da, să trăiți! 3 milioane de dolari? Voi vă dați seama cât înseamnă asta în lei? Nu! Nici eu! Cred că asta e solda noastră pe 3.000 de ani! Da,
după 3000 de ani noi din ce o să mai trăim? Șeful, cum putem să luăm banii ăștia? Trebuie să prind 6 numere la loteria irachiană. E surdă, n-ai auzit? Trebuie să-l capturez pe Saddam, deșteaptă-o. La loteria irachiană? Mai râdeți, bă, ca frării, voi vă dați seama ce ar însemna să câștige unul dintre noi banii ăștia? Hai, bă, pupăză, poți să-mi arzi, bă, și mie energie ăștia? Alinierea, vine sergentul! Atențiune! Calog repaus. Ce lecție am avut noi de pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi avem de pregătit următorul exercițiu. Urmărirea în câmp deschis a unui grup de talibani care fug cu... Nu așa. În engleză. Yes, sir. Pentru astăzi avem de urmărit în engleză un grup de talibani care fug cu un Ferrari. Ne împrumutați și nouă bolidul dumneavoastră, vă rugăm? Bineînțeles, măi, amărăților. Dar uite ce vreau să vă rog. Să nu cumva să mi-l alergați cu mai puțin de 380 de kilometri la oră, că să puturoșește motorul, auzi? Și apropo, că vă întoarce, să dați și până Columbia să-mi lua și mie 3-4 kg de diamante. Dar să fie decojite, că anul trecut mi-am dat dracu dinții de la ele. Dar chiar așa, șefu, de ce nu ne trimiteți pe noi să-l capturăm pe Saddam? 3 milioane de dolari? Go, șef. Gata, poftiți ceacu. Yes. Domnule Gogoașe, vă felicităm. Baza este a dumneavoastră. Mulțumesc. Sunteți primul român care a cumpărat o unitate militară. Mulțumesc, să trăiți. La revedere. Aici. Yes! Mamă, de când visam să am și armata mea? Soldați? Reci? Pe mine adunarea fuga mărș! Stați puțin! Nu, la locomandă! Mă, când v-am zis drept și pe loc repaus înseamnă relaxare, mă! Deci relaxare presupune... Ce poziție? Să văd? Păi slabă mișcare! Ce eu vorbesc degeaba aici? E, pentru chestia asta... Ia să vadă băiatul o dezechipare la bățul de chibrit. Ia! Începeți! Ce faci, Gogoașe? Te vizezi în pat cu Saddam, ce ai? Dar eu nici măcar nu pot să-mi imaginez cum ar fi dacă l-am prindă noi pe dictator. Nici eu. Eu da. Stași? Pentru merite deosebite, privind capturarea dictatorului Saddam Hussein, se avansează la gradul de general... Caporalul? Domnul comandant, îmi permite să mă duc până la răcitor, că m-am înfierbântat în ultimul hal când am auzit de milioane de dolari? Bine, mă du-te. Mulțumesc. Auziți, dar pot să stau și eu o zi, două, trei, mă rog, o săptămână, că vine vara acum și să mă răcesc mai mult. Hai, mă, bine, dă-i drumul mai repede, ia-te fițe și pe ăsta. Bă, de parcă, nu știu cum să spun, stătea unitatea într-o pupă, zămă. Domnul comandant,
Dar chiar de ce nu putem să mergem noi să-l capturăm pe Saddam ăsta? Că ați văzut la Bin Laden ce succes nebun aveam. Da. Voi ați înnebunit? Aveți impresia că Irakul e joacă? Haide, șef! Vă rugăm, vă rugăm, da, comandant! Da, da. Și știți ce facem? Fiți atenți! Pe pupă să-l lăsăm acolo în frigider ca să împărțim banii numai între noi! Da. Haideți, vă rugăm, vă rugăm, șeful! Băi, gata cu prostiile! Șeful, dă-i chestie serioasă, șeful! Mergem, îl capturăm și împărțim banii jumătate. Jumate vii de dumneavoastră și jumătate îi luăm eu! Bă, nu vă e rușine? Corupeți haina militară? Nu rupem, șeful, nicio haină, că mergem îmbrăcați civil ca să derutăm inamicul. Da? Da. Că numai la bani vă e gândul. Da! Da. Nu! Mă rog. Sergent, ai grijă, că dacă iese cineva din unitate, vă calcă în picioare. Am înțeles, șeful. V-ați auzit? Operațiunea Saddam e sfârșit aici. Da, să trăiți. Da, să trăiți. Cu toate că e păcat, bă, era o căruță de bani. Erau să trăiți. E, astea fiind zise, mă duc și eu până la... Și eu până la... Până la unde te duci jumătate? Până la... Mă duc până în oraș ca să-mi cumpăr farduri, să mă camuflez la aplicații. Dar să nu vă speriați dacă stau 2-3 zile, așa că așa e acolo, coadă, mare. Coadă, hai, dă-i drumul mai repede, fii atent de multe conta cu merge. Păi atunci mă duc eu până la... Până la unde, cocoașe, te mai duci și tu? Până la magazie, să bat ranițele. S-au prăfuit, serios. Și le scot în afara unității ca să nu faceți alergie. Și noi atunci să mergem. Și voi trebuie să mergeți până la ce, mă? Stați aici în unitate, că rămâne unitatea goală, da? Astea fiind zise, mă duc și eu până la... Până unde? Până la... Bă, voi țineți scotul de mă duc, că mă? Păi ce am ajuns eu, mă? V-ați joc la unității, ha? Că... acum plec. Mă interesează pe mine, domnișoară. Eu am venit să-mi dați biletul că vreau să plec astăzi în Irak, da? De-aia sunt aici. Domnule, înțelegeți, este ultimul bilet și e rezervat. De cine, domnișoară? Dumneavoastră știți cine sunt eu? Îmi pare rău, dar... Păi eu o să vă pară rău când o să aflați. Doamne, eu sunt... cum să vă explic eu, dumneavoastră? Eu sunt un fel de Van Damme al României, al țărișoarei astea. Și văd că dumneavoastră vă bate joc de eroii care încă mai sunt în viață. Dați-mi biletul imediat. Domnule, dar nu se poate. Doamnă, doamnă, dacă mă enervez, mă încălzesc și fac curăț, să știți, eu, uite, deja am început. Ah. Nu-mi permiteți urgență de la armată. Sărmânășițele. Pupăză? Ce cauți aici? Dar dumneavoastră ce căutați pe aici? Nu, dar ți nu-ți rușine așa să mă întreb tu să... Păma, ia! Ce-i cu voi aici, mă? Gura! Valiniați! Păgoase, știu? Domnișoară, ce căutați aceea? Păi, eu m-am dus să iau farduri din centru, dar nu mai erau. Așa, și? M-am gândit să iau direct de la importator. Ai, lasă-mă, adică de unde? Din Irak să trăiți. Din Irak. Gogoașă, povestește. Păi, mi s-a rupt bătătorul, șeful, și am auzit că irachienii fac niște bătătoare străveneci. Și voi, mă? Și voi, mă, veniți să-l cura, că vă calc în picioare! Atenților, domnișoară, vă rog frumos să... Vreau să știți cine sunt eu. Cine? Van Damme se întoarce? Exact. Și vă ordon să nu le dați la părniții ăștia nici măcar un bilet. S-a înțeles? Păi sigur, pentru că nici nu mai am. Perfect, nici nu mai... Cum nu mai aveți? Păi ce, eu cum plec în Irak? Domn sergent, are unul, dar nu vrea să-l dea. Cucoană, dă imediat biletul, că eu nu știu ce... Iese că-s nebun și fac urât, treabă-i pe ăștia. Văd, domnule, dar nu am cum, este rezervat. Domnișoară, dați-ne biletul. Și pentru ce stăm atâția inși la coadă, a? Da. Corect. E? Dar nu putem călători toți pe un singur bilet? Nu. Dar de ce? Măcar la bagaje de mână, noi suntem supli. Cocoane, dacă nu-mi dai biletul, să știi că iese război. Domnule, nu înțelegi că e rezervat? Dar cine e cucoană? Arată-mi mie și dacă nu-l fac eu să renunțe, mare lucru, să știți! Exact, dacă nu-l terminăm când... 6, șeful! Salut, mâine! Fiți, vă rog, amabil, am și o rezervare pentru avionul de Bagdad la orele 17. Sigur, imediat.
Ce bun, Bagdad? Ce e, mă, cu voi aici? Ne uitam aici, băi, cu oameni. Au fost pe ce e cu voi aici? Dar cu dumneavoastră ce e aici? Păi eu trebuie să... plec să controlez trupele române detașate în Irak. Vă comandat, dacă îmi permiteți, noi n-avem trupe românești detașate în Irak. Nu? Nu. Și atunci eu de ce plec? De ce plecați? Băi, auziți, de când mă chestionați voi pe mine, mă? Cine va da voie, mă, voi o să ieșiți din unitate? Pas alergător, imediat în unitate. Șeful, dați-mi voie că organizez, eu nu vă mai stresați. Vă aliniați la dreapta! Hai că e răută pe pas alergător, vă! Cum aș fi tu? Bă, da, ce chichichichi! Fantastic! Așa, ghinion? Păi ce v-am zis eu, mă? Milioanele de parai sunt numai pentru premienți. Și l-aveam pe Saddam în mână. De, dacă nu suntem și noi superiori, colonei, generali. Ah, și era cât pe aici să ajung general. Ferrariul meu! Lăsați, că treci. Șeful, dar de ce trebuie să renunțăm, șeful? Nu suntem noi militari NATO, ce mă naibii? Ba da, mă, dar de ce trebuie să vorbiți toți cu scuipatul? Șeful, nu suntem noi cea mai bună trupă de comando? Suntem! Și suntem extraordinar de bine antrenați? Suntem! Și suntem eroi? Suntem! Păi atunci haide să-l prindem pe Saddam! Să-l prindem! Stați așa, să-l prindem. Dar cu ce naiba plecăm noi de aici? Are băiat o idee, păi dați. Bă, dacă mai țineți mult înghesuit aici, mă încinc și o să vă frigeți. Păi ia mă cu acești pe niște cartofi să mai ciugurinde ceva pe drum. Gata că s-a ars. E de-a dreapul, vrea să destui. Unde vrei, mă, să mergem? Pe tampoane, pe trenul de aterizare? Șeful, dar avionul ăsta are tren? De unde vrei să știu, mă, ce ești pirotehnist? Păi, dar nu erați dumneavoastră de-asta expert în avioane? Eram? Da? Da! A, da, mă, eram, dar pe căldurile astea... Auzi, șeful, dar ce părere aveți? Ajungem noi cu avionul ăsta în Irak sau nu? Nu știu, mă, stai să-l întreb pe Gogoașe. Gogoașe! Mai mult, bă! Nu, șeful! Dar unde suntem, bă, tâmpiture? Că zburăm de 5 ore! La ursice? Dacă mișca, puteam sparge! Mai bine v-ați lăsat să vă întorc înapoi în carlingă! Nu! Nu? Stai, nu fără ce vrei să întorc iar ăla încoace să ne prăjească de tot aceea! Lasă-l! Avionul-i pe pilot automat! Bă, mă, avem mult, mă! Că mă mâncis naibii de tot! Unde dracu suntem, că zburăm de 10 ore! Nu știu, bă, că nu văd ancă! Cred că-s munții pădurea neagră! Suntem la Fetești, tâmpitule, și aia-i Dunăra! Nu-ți mai mișca cap! Vine al dracu, Gogoașă, corabla ta de avion! Ziceți, mersi că l-am găsit eu pe ăsta, făcăm! Bă, dacă aude șeful că am ajuns cu astea avioane... Mai bine să o băgăm pe aia, l-am rechiziționat în interes de serviciu, să-l aducem pe dânsul din Irak. Ce ziceți? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Termometrul ăla, că-i căpia de capă. Păi nu e termometru. E un bec roșu care licăre. Uite ăsta. Păi oprește-mă și tu motorul, să vede mai licăre.
Ne prăbușim! Ajutor! Dacă tot e să murim, mișcă-și-te din cap să mor și eu fericit! Ajutor! Și, domnișoară, te pomenești că-l tăvălei pe Sadamă, vin. Mai rău, pe cucoașă. Și nu vrei să continuăm, țuțurică, a? Geneticienii americani au confirmat azi de dimineață că Sadamul prins este de fapt o săsie. Ah, șeful, păi atunci e bine că se reportează recompensa ca la 6 din 49, nu? O trimite la noi. Misiunea voastră este să-l capturați pe adevăratul Saddam Hussein și să-l predați forțelor americane. Dar în liniște și în așa fel încât să pară că ei l-au prins. Arize! S-a pus să zică. Salam! Salam, mâncați-aș! Bastam! Golan! Golan! Da, Saddam, dictator, Roosevelt, tu, harakiri! Bucărune este! Șeful, pe aici! Pe aici, mâncați-aș! Spre Saddam! Ia uite, șeful! Bunker Saddam! Uh-huh. Dori, tax, $20. Domnul, ia asta la schimb. Șeful! Hai, băi, de-n gură, să te dăm la schimb și după ce luăm banii pe Saddam, venim și te recuperăm. Șeful, l-am găsit, șeful! Băiatul, nu mă împinge pe mine! Dar nu așa, mă, cu sânge, cu barbriscu. A, stai să mai dăm o dată cu sânge. Hai, tu fate că nu știi că trătește o șacal. Hai, mă, George, că stăm după tine atâta. Ia uite, mă, frate. Ostași, pentru merite deosebite, respectiv capturarea dictatorului Saddam Hussein, se avansează la gradul de gen. Hai. Ostaș? Stațiune. Mai bună, capoantă e bună.